Situația creată la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Sighetu Marmației, clădire aparținând de DGASPC Maramureș, acolo unde un tavan s-a prăbușit în urmă cu 2 săptămâni peste 3 beneficiari, a intrat în atenția deputatului USR de Maramureș, Vlad Duruș. Parlamentarul a depus la începutul acestei săptămâni o interpelare către Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Clădirea este în patrimoniul DGASPC Maramureș și a fost reabilitată printr-un proiect al Autorității Naționale pentru Persoane cu Handicap, finanțat de Ministerul Muncii în perioada 2005-2010. Sumele alocate au fost de 2,63 milioane de lei, aproximativ 645.000 de euro, la un curs BNR martie 2010. De acești bani, doamnă ministru, se putea construi atunci cu tot cu dători un centru nou. La mai puțin de 7 ani de la finalizarea reabilitării generale, un tavan dintr-o încăpere s-a prăbușit peste 3 bătrâni. Unul dintre cei 3 a decedat la 9 zile după eveniment. Vlad Duruș a menționat că respectiva clădire nu a avut niciodată avize ISU și sanitar veterinare și nici măcar licență pentru funcționarea serviciului. Vă aduc în vedere faptul că nu este singurul incident din ultimele luni în care apare numele DGASPC Maramureș. La finele lui decembrie 2017 a murit de pneumonie un băiețel de 3 săptămâni, care stătea împreună cu mama lui într-o colibă improvizată la marginea unei păduri de lângă Baia Mare. În luna iunie, un tânăr aflat în asistență maternală s-a sinucis. În urma acestui caz, mass media a descoperit că procedurile de evaluare și monitorizare trimestrială a copiilor din sistemul de protecție nu sunt respectate. Vlad Duruș a cerut să-i se răspundă dacă a fost trimis corpul de control la Sighetu Marmației și, dacă da, care sunt concluziile. De asemenea, a cerut să-i se răspundă dacă DGASPC Maramureș are desemnată o persoană sau un serviciu de monitorizare a evoluției degradării clădirilor din patrimoniul pe care îl administrează. Totodată a întrebat cum a putut funcționa centrul de la Sighetu Marmației fără avizele amintite și cine poartă responsabilitatea pentru lipsa lor.